Superliga vă este prezentată de Superbet. Universității și practic nu-i lasă pe aceștia să iasă, însă acum Tiam reușește să-l depășească în viteză pe adversarul direct. Tiam aproape de gol și ratează, wow, incredibil. Și ratare, deși a făcut totul cum trebuia de data asta. Dar ce intervenție are și moldovan, trebuie admirat acest lucru și cum a ieșit în întâmpinare. Probabil la reluare vom vedea dacă Tiam a avut într-adevăr și culoar de pasă pentru Blănuță. Foarte ușor l-a depășit pe Kecskes acolo Tiam în flancul stâng al defensivei celor de la Șepși. Vezi până la urmă această așezare cu trei fundași. Repune moldovan. Hai să ne uităm la faza asta. Să vedem ce culoare a avut aici. Bine, face bine mingea pentru șut. Nu cred că e de condamnat că a șutat la poartă și că nu a pasat. Uite. Da, a tras rău. A tras exact asta în pieptul portarului. Asta e. Eu cred că putea să tragă din prima Tiam. Germonas. Degaj. Bic acum în flancul stâng de atac al Universității. Excelent pentru Tiam. Tiam, ce gol! Ce gol marchează Tiam dintr-un unghi aproape imposibil. Uite, vezi, a avut o poziție mai bună și a ratat aici. Mi se părea imposibil să șuteze așa și cât de bine a plasat această minge. Minutul 38, U Cluj deschide scorul după această pasă superbă a lui Ovidiu Bic. Extraordinară finalizarea. Și uite, mutare neinspirată printre picioarele lui Bardea. Mutare neinspirată a lui Berștor. Cel puțin dacă analizăm strict această fază. Tiam scapă foarte ușor. Parcă și moldovan putea face ceva mai mult. Șutul este impecabil, e adevărat. Nu cred că moldovan putea face mai mult. Cred că Bardea putea să atace mingea altfel. Nu atace așa cum a atacat el acolo mingea. Oricum nici nu prea te aștepți ca atacantul să șuteze dintr-o asemenea poziție. Pentru același Bic, controlează mingea Bic, apoi prelungește pentru Blănuță. Blănuță și el reușește să rămână în posesie. Blănuță, șutul însă modest. Cred totuși că așa a atins mingea cu mâna. Ia să vedem, dar oricum nu mai contează. Uite, aici. Atinge și jucătorul lui Șepși, Neșcovici. Neșcovici atinge. Da, și cred că de aceea este și oprit jocul. Da, da, da. Neșcovici atinge mingea. Ei, da, am văzut eu acolo, uite, că a atins cineva cu mâna. Uite. Da, uite, nu cumva Bic vine cu mâna. Ia să vedem. E foarte interesant. Uite, n-a fost hands-ul lui Neșcovici. Mite în stânga pentru Tiam. Se redresează însă cei de la Șepși în preajma propriului, care o minge perfectă și gol! Ce centrare bună a lui Tiam! Gol Blănuță! Minutul 58. Vârful de atac al Universității marchează. Iată, după al treilea trei meciuri. Da, după da. Trei meciuri. Da, da, și al treilea gol marcat de Blănuță în această stagiune. E faza lui Tiam. E faza lui Tiam. Uite, Denis Ciobotariu știe aici că nu trebuie să-l atace decisiv. Tiam își dă seama de asta și centrează. Găsește spațiu pentru această centrare perfectă. Finalizare superbă la primul gol. Centrare perfectă pentru golul al doilea. Are și puțin are Plenuțe. Și noroc. Sau ghinion moldovan, nu? Moldovan aici, eu cred că greșește și el un pic, pentru că mingea a venit în piept. Da, da, a venit în pământ, e mai greu. A încercat să respingă în lateral. Cred că a dat tare Blănuță. Mijlocaș defensiv cu care a început această partidă, Codrea și Simion. O, ce bună este această preluare și pasa pentru Blănuță! 3-0 pentru Cluj. Al doilea asist, cred, și al lui Ovidiu Bic, dacă am văzut bine. Așa este, minutul 70, 3-0 pentru Universitatea și Șepși pare o echipă căzută total. Vedem cum Bic fură mingea.
acolo în colțul careului de 16 metri, în duelul cu Ciobotariu. Da, a scos ușor de pe traiectorie, dar aici se vede și plasamentul inteligent al lui Ovidiu Vic. Pasa e dată exact cum trebuie și de data asta e o finalizare bună a lui Blănuț. Uite, vezi, cu potențial, fără potențial, dar Blănuț are deja 4 goluri marcate în acest sezon. Să spun ceva, vezi ce mult contează să ai un antrenor ca Sabău, care a pregătit să intre însă aici o situație bună pentru Rață și este bară! Ce ocazie! Ce pasă bună! Ce pasă bună! Și să știi că nici finalizarea nu era deloc. Ar fi fost frumos să intre golul ăsta lui Ce bine Rață. Pleacă Rață! Ce bine pleacă Rață după această minge! Intră și Varga și Drăghiceanu. Și Drăghiceanu este celălalt. A ieșit Shiger. Mitrea, un 1-2 acolo, foarte bine. Minge perfectă pentru Chipciu și Blănuță, șut de viață. Este 4-0. Da. Aproape de hat-trick Blănuță, dublă ocazie pentru Ucluj. Dar ai văzut, jucătorii lui Șefși erau parcă imobili. E knockout, Șefși. Varga șutează pe colțul scurt. Nu e chiar rea, nu e chiar execuția. Va ieși Nistor de la Alb-Negri, minutul 85. În locul său va intra Ceasem. Alimi contra 5, Alimi driblează frumos, apoi îi trimite lui Varga. Varga, centrarea este foarte bună, bară! A doua bară din această partidă. Bună faza lui Șepși, asta a lipsit tot meciul. Da, atac frumos construit de jucătorii lui Ben Ștorc. Aici Rață aleargă după această minge. N-are viteză nici Rață. Ajunge Bardea și protejează mingea, care a fructific această fază fixă. Popescu șutează, respinge Moldovan. A ștat pe colțul lung mijlocașul al negrilor. Însă Moldovan a anticipat zona în care va veni mingea. Nu s-a lăsat păcălit. Mingea lovește în spate pe Coman, apoi recuperează Boboc.